Salutare și bine ați venit pe canalul de Toate ca în viață, Ghici. Bine ne-am regăsit. Vreau să vă recit astăzi o poezie adecvată momentului. Să ne rugăm în postul mare pentru păcatul cel mai greu și la icoană o lumânare să aprindem pentru Dumnezeu. Și dintr-o inimă împietrită și un suflet mic și încătușat să nască o lacrimă fierbinte, punând păcat lângă păcat. Să îngenunchem în postul mare, să ne rugăm și tu și eu, doar Domnului unica salvare, ferindu-ne de tot ce rău. Să ne rugăm de zile bune pentru copiii, măicuță, frate, să ne rugăm și azi și mâine de pace și de sănătate. O poezie scrisă de Angela Mândăcanu. Vă urez tot ce e mai bun, tot ce îmi doresc mie vă urez și vouă. Să așteptăm sfintele sărbători de Paște, așa cum se cuvine, cu sufletul curat, să ne curățăm sufletele, așa cum ne curățăm casele, grădinile, să ne curățăm și sufletele și să fim cât mai puri. V-am pupat, v-am îmbrățișat, o zi bună și numai bine, multă sănătate, aveți grijă de voi și mai ales de copiii voștri. La revedere!